Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Suntem aici cu cele mai recente știri despre seria Kizilik Sherbet. Serialul, în care interpretarea Slatyry Kolu a fost așteptată cu nerăbdare, a devenit unul dintre cele mai discutate pe rețelele de socializare. Dacă nu există eșecuri, serialul va începe să fie difuzat al doilea sezon. Vinerea viitoare. Dezvoltarea de ultimă oră despre seria Kizilik Sherbet a creat un efect de șoc. Eda Ece a spus că așteptați cu nerăbdare seria Kizilik Sherbet cu postarea ei de ieri și a adăugat următoarele cuvinte. Eda Ece, care i-a urat succes lui Bahtiyar Memal și scenaristului Zeynep Gur, care a trecut în serialul din serialul Yasak Elma, i-a urat succes pentru noul sezon. Mai târziu, actorul Bahtiyar Memal a răspuns la postarea lui Eda Ece spunând că așteptăm să ni te alături. Eda Ece a răspuns la acest comentariu spunând de ce nu. După această postare a lui Eda Ece, întregul public a început încântat să se întrebe dacă această veste este adevărată sau nu, dar conform informațiilor pe care le-am primit, vestea că Eda Ece a fost transferată în serial nu este adevărată. Cu toate acestea, este posibil ca el să fie inclus în serial pentru câteva episoade ca actor invitat. Ar fi grozav să o vedem pe Eda Ece în seria Kizilik Sherbet. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!